Ministrul Energiei, IMM-urilor și Mediului de Afaceri, domnul Andrei Gera, la interviurile PSN News. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Domnule ministru, despre marile șantiere ale ministerului pe care îl conduceți, nu e deloc unul ușor. Spuneți-ne, în acest moment, care sunt în domeniul energiei cele mai mari provocări cărora România trebuie să le facă față? Putem vorbi despre o amenințare energetică? Atâta timp cât energia, iată, a început să fie utilizată ca armă, putem vorbi despre acest lucru și noi trebuie să fim conștienți de aceste provocări ale momentului și, în consecință, să și acționăm. Și de aceea, elementul principal, pilonul viitoarei strategii energetice a României, eu consider că trebuie să fie exact acest concept de securitate energetică privitor la independența aprovizionării cu energie electrică, privitor la asigurarea cu orice mijloace, să spunem, tehnologice a acestei securități energetice. Deci suntem într-un moment delicat și trebuie să fim conștienți să-i facem față. Sunteți șeful unui minister strategic din punctul ăsta de vedere. Cu siguranță aveți o viziune, aveți o strategie. Cât de vulnerabilă este România din punct de vedere energetic astăzi? Să spunem că eu mi-am primit botezul la minister exact în mijlocul unor solicitări maximale din punct de vedere energetic, și anume în pragul unei ieri sau unei perioade geloase, pentru că până la urmă am avut o iarnă cât de cât blândă. Dar am traversat o perioadă cu câteva zile foarte geloase, consecutive, și acest lucru mi-a arătat, să spunem, slăbiciunile sistemului. Putem să spunem că suntem independenți din punct de vedere al producției de energie electrică vis-a-vis de consum, de faptul că și România reușește să exporte deja o anumită cantitate de energie electrică, dar nu suntem independenți din punct de vedere al aprovizionării cu gaz metan, cu gaz natural, și atunci e o diferență cam de 10-15% până a ajunge să fim total independenți. Și ținând cont că parte din capacitățile de producție, de producerea energiei electrice sunt pe bază de gaz, în aceste condiții, dați seama că această siguranță și o independență energetică încă nu este atinsă pentru România. Dar sigur că sunt anumite măsuri care se pot lua în perioade critice, lucru care și, de care și noi ne-am folosit, să spunem, dar trebuie să acționăm și aici sunt pași care se vor face în mai multe direcții. În primul rând, trebuie să îmbunătățim și să creștem capacitatea de stocare a gazelor naturale în România și totodată capacitatea de a ne utiliza aceste rezerve, pentru că, iarăși, lucru peste care, de care m-am lovit în decembrie-ianuarie, neavând o presiune de lucru în sistemul național de transport suficient de mare, nici nu pot să-ți utilizez rezervele făcute. Deci pentru a le putea scoate și de a le introduce în circuit, îți trebuie o anumită presiune minimă în sistem. În condițiile acelea de zile geloase consecutive, acest lucru nu se întâmplă sau presiunea scade semnificativ și atunci ai dificultăți inclusiv cu a utiliza rezervele. Deci trebuie să lucrăm pe două fronturi: creșterea capacității de magazinare, de stocare, și creșterea presiunii de lucru în sistemul național de transport. Acest lucru ne va permite și interconectarea în dublu sens cu țările din jurul României, pentru că datorită unei diferențe de presiune foarte mare, acest lucru nu se poate face. Este România în măsură să asigure cu ajutorul energiilor noi o parte de energie pe care să vă puteți baza în mod constant? Da, chiar România are capacități deja de producție semnificative din resurse, odată resursele proprii, producția de cărbune, dar avem și deja investiții masive în direcția regenerabilelor pe hidro. Deci sunt zone unde ne putem baza, sigur, fiecare cu plusuri și cu minusuri, aș putea spune, pentru că
de exemplu, confortul dat de furnizarea constantă a energiei produse pe bază de cărbune sau energia nucleară, îi avem în contrapondere un anumit stres pe zona de producție regenerabilă, unde, aici mă refer în special la eoliene, unde există oscilații care și acestea trebuie cumva estompate și este nevoie de alte investiții sau de apelare la așezise de servicii de sistem care sunt furnizate tot de către zona de cărbune sau cea de hidro. Cum îi zic stresul ăsta în domeniul eolienelor, de exemplu? Păi, vă pot da un exemplu. Acum două zile, Amsterdamul s-a confruntat cu o pană masivă de curent generată exact de către un input uriaș de energie electrică produsă de către capacitățile semnificative ale Olandei din foarte offshore, maxim, de eoliene din offshore, lucru care n-a putut să fie echilibrat și le-a provocat inclusiv blocarea magistralelor de metro, au rămas oameni în tunelul și așa mai departe. Deci, bine, a fost un accident. Da, dar este un accident previzibil. Din acest motiv trebuie construite și elaborate capacități de stocare, dacă vreți, a energiei electrice produse așa, prin regenerabile. Sunt tot felul de variante. Noi încercăm și suntem în construcție, am demarat, mai bine zis, proiectul centralei de pompaj la Tarnița Lăpuștești, dar totodată există și alte variante în care se produce, de exemplu, cu energie electrică în exces, hidrogen, care, la rândul său, se poate fi folosit drept combustibil în locul carburanților clasici. Sunteți sceptic în ceea ce privește energia aceasta regenerabilă cu eoliene, de exemplu? Nu sunt sceptic, sunt doar conștient de faptul că, deocamdată, problemele tehnologice și, dacă vezi, de preț, încă nu au fost depășite. Este important însă că sunt țări, cum e și Germania, care investesc masiv în energia regenerabilă și automat și noi vom beneficia de experiența lor, pentru că se lovesc de tot felul de probleme și normal noi să luăm partea plină a paharului, bazându-ne, repet, pe experiența lor, dar deocamdată energia regenerabilă încă este scumpă și ea are un preț, care preț, ați văzut, din sistemul acesta al certificatelor verzi, este suportat de către consumatorul final. În condiții de, eu știu, de liniște și de acalmie financiară, dacă n-am avea criză economică sau tot fel de alte crize politice prin jur, poate că acest preț ar fi ușor de plătit. Dar sunt momente, cum au fost și anii trecuți, în care a fost greu de susținut, mai ales de către industriile consumatoare, energofage, iar și la nivelul populației, ce să mai spunem, oricum facturile sunt suficient de încărcate. Cum resimțiți dumneavoastră, Ministrul Energiei, al IMM-urilor, al mediului de afaceri, criza economică despre care vorbiți? Primul rând, s-a simțit și la nivelul consumului. Aici s-a simțit la nivelul consumului, a scăzut. Normal, toți producătorii au fost afectați. Mă gândesc aici, în primul rând, la cei care produc energie pe bază de cărbune, care au fost destul de serios afectați de scăderea consumului. Cât a scăzut consumul? Ne puteți da o idee? Nu, față de ce perioadă? N-am acum un procentaj. Da, știți că a scăzut. Spun, dar ăsta este unul dintre motivele pentru care, de exemplu, la Oltenia, nici cifrele nu mai arată atât de bine, adică de la un profit în 2013 ne-am trezit la un pic sub linia de plutire în 2014. Uh-huh. Care e motivul, domnule ministru? Și acesta este unul dintre motivele scăderea consumului, dar sigur, noi, paradoxul este că suntem angrenați într-o cursă pentru scăderea consumului, dar nu din motive economice, și anume că dispar consumatorii, ci trebuie să devenim mai eficienți. Și atunci, sigur, o astfel de scăderea consumului ne-o dorim, numai că scăderile consumului în România au fost de natură economică și nu datorate creșterii eficienței energetice, care, mă rog, și a fost totuși, se poate vedea, și ăsta a fost un punct, și e un punct bun pentru țara noastră. Totuși, administrațiile locale au făcut investiții masive în reabilitarea termică, lucru care a
condus la o diminuare a consumului iarăși substanțial. Întreprinderile mici și mijlocii, întreprinzătorii mici și mijlocii sunt și afectați de această criză și implicit de această scădere a consumului? Să spunem că lucrurile încep să revină totuși, adică a fost. Adică suntem pe un tren crescător și prognozele noastre, cât și ale altor consultanți independenți cu care noi am stat de vorbă în această perioadă la Minister, arată că suntem pe un tren crescător. Chiar dacă unii, să spunem, prevăd o creștere foarte mică, de genul 0, ceva la sută anual, noi suntem optimiști și spunem că măcar un 5% vom avea creșterea consumului an de an de acum înainte. O anumită perioadă, să nu putem duce așa la infinit. Dar mizăm pe o creștere a consumului și automat și la nivelul IMM-urilor. IMM-ul pentru care statul trebuie să asigure condiții pentru a face față și a se dezvolta în condiții de competitivitate până la urmă. Vorbeați mai devreme despre energia nucleară. De la începutul lunii martie spuneați că urmează discuții cu delegația chineză despre investiții la centrala nucleară de la Cernavodă. Cum decurg aceste discuții? Am avut inclusiv săptămâna trecută, vom avea și astăzi. Au un ritm mai ridicat, aș putea spune. Sunt lucruri care trebuie lămurite. Se manifestă o intenție crescută și măsuri din informațiile care le avem, inclusiv la nivelul părții chineze, în China pentru a reuși să se încadreze și într-un program mai condensat, pentru că toți ne dorim ca aceste discuții, care deja durează de o perioadă destul de lungă, să poată căpăta un contur care să ne permită demararea efectivă a lucrărilor. Deocamdată suntem în un stadiu destul de incipient din punctul meu de vedere, chiar dacă avem un an în spate, dar cred eu că ne puteam mișca mult mai rapid în această direcție. Eu constat totuși un imbold, un nou impuls pentru aceste negocieri. Am stabilit deja niște lucruri clare. Am văzut, important era să vedem și să clarificăm odată care sunt punctele asupra cărora nu ne înțelegem sau cel puțin unde avem puncte de vedere diferite și ne-am concentrat pe ele să le dăm, adică ce era greu de discutat am dat la o parte, am vrut să finalizăm. Dați-ne câteva